Aruncă ulei în cinci pe ei. Azi m-am trezit atât de prost încât chiar uite că am venit la muncă din nou. Răzvane, tu când ai făcut ultima oară de mâncare dimineața? După cum scrie și la ziar, că ei au treabă cu micul meu dejun, micuțul meu dejun, cum zice fiul meu. În perioada asta nu, că nu pot să stau în picioare, dar de obicei în weekend fac. Ce ți iese dimineața? Băi, fac niște chestii pe bază de ouă, ciuperci, niște, în general mic dejun. Baza pe ouă, da? Mai stau cu Vlăduț în telefon, da. Am înțeles. Adică îl mai sun sau îmi trimite mesaj. Sau mi le face el și le bag repede în frigider și nu-și dă nimeni seama. Decât după folie. Da, eu lebă. După folie, da. Flavia, nici nu știu dacă să te întreb. Stai să mă gândesc. Niciodată. Adică... Ei, fi făcut și tu o omletă în viața ta. La omletă te referi sau la gătit? Așa gătit cum de dimineață, să faci, să toci, să tai, să pui, să le aranjezi. De anul trecut. Nu mă face de râs, te rog. Anul trecut? De câteva luni, nu știu, dar nu mănânc 2016? Stai mă să-i zic. Deci fii atentă. Dimineața. Bucătăria aia unde e frigiderul. Nu, e bucătăria unde fumezi tu. Ca da, aia. A, ok. Aia unde fumezi e bucătăria. Aia e hota, dar aia nu e să-l tragă fumul. Aia hota tragă... nu, nici nu știu unde e butonul ăla. De dar care ce te-ar determina să te apuci din nou de... Să intri în bucătărie cum... Cum au intrat rușii în Europa, așa, să hotărâtă, să... Nu știu, încă aștept să văd ce mă va determina. Momentan este ceață. Înțeleg că foamea nu te determină. Nu, cu la foame sunt ok. Adică îmi fac niște cereale maxim sau... A, gătește niște cereale cu lapte. Băi, fac nebunie. O cafea. Fac că o cafea. De viitor, Dănuțe. Eu zic să o iei acum, cât... Că e bătaie la ușa ei. Toți ăștia care vin și dau ușa în perete. Ce-am gătit Flavia astăzi? Fac o cafea delicioasă. Într-adevăr am și lapte de cocos și lapte de soia. În weekend în Turcia eram cu niște prieteni enduriști și n-ai cu cine. Am comandat Turkish Coffee toți. A adus ăla exact ce trebuie. Ceșcuță din aia cu metal de jur împrejur, cu căpăcel, cu zahăr de la și cu Turkish Delight, adică rahat pe românește. Frumos. Mamă, eu care am aparat care face asta acasă, am întrebat de unde vine cafeaua, cum e prăjită la ei în casă. O poveste frumoasă. A băut o fată de la masă și a zis, cafea ca la bunică mea. Da? Căci că de la zaț și după aia... Asta e, n-ai cu ce. Pe vremea noastră când eram... extrem de săraci, nu săraci ca acum. Da. Nu aruncai primul zaț. Nu l-aruncai. Îl mai amestecai cu ce mai aveai și mai dădeai un fier. Îl lăsai pe fundul ibricului. Da, acum. Și mai puneai un pic așa și mai dădeai o... Adică voi nu vă făceați scrab cu... Ba da! Da, cu nechezol. Cel mai bun scrab. Stai că vorbește și Amalia. Ce vrei, mă? Cu puțin ulei de măsline, puțină ce miere. Ce măsline? Că eu am crezut că uleiul de măsline e o chestie de burghezi. Păi acum, na, ce pentru scrab, de... pentru piele, rămâne ce pielea... Ce scrab, dragă? Făceai atâta cafea până la jumatea ibricului, era numai zaț. Avea un gust așa de... Știi, mă, eurile alea de la Romarta? Cam așa, când le scoteai din pungă, știi că avea un miros. Practic, ibricul de cafea nici nu putea fi confundat cu alt ibric, pentru că el tot timpul avea zaț pe el. Adică nu mai puteai să fierți. Da. Pe Vlăduț nu o să-l întrebăm când a făcut ultima oară omletă, pentru că pe fiecare zi, de luni până luni, Vlăduț ne face de mâncare de dimineață. Da, tu? Da, stai, dragă, că ajungem și la... Dar Vlăduț, tu? Da, pentru tine, așa... Pentru tine dimineața în weekend gătești? Faci ceva repede? Pentru micul dejun nu. Nu, îl sari? Niciodată. Însă gătesc în weekend, sigur. Aia e clar. Asta deci sari micul dejun. Dar tu, Dănuțe, care dreptate sclăbănoaga? Tu, Dănuțe, te trezești așa cu poftă de camping. Când îți vine ție să scoți butelia aia arzătorul să... Nu sunt Răzvane. Să fierbem două ouă moi. Bagă Michi, Alexandru Andrieș. Doamne, ce piesă frumoasă. Cea mai frumoasă zi. Eu nu bagă, stai să-ți creezi cadrul, da, să-ți creezi... Eu nu sunt acasă niciodată în weekend, Răzvan. Dați-mi și un pic de lumină, că astăzi sunt pe trăire. Dă-mi un pic așa să... Ce, te-am trezit, Aline? Lasă-mă, nu, ești ok, bine.
Michi, dă-mi sunetul, dă-mi așa un pic în platou să avem feeling. Cea mai frumoasă zi. Wow! Ia uite cum se trezește al meu și zice să mergem cu cortul. Mergem hiking, hiking. Te trezești, pui ceva pe tine, nu umbli despuiat. A? Nu dorm dezbrăcat niciodată. Și te duci așa la, la plita pe care a folosit-o Vlăduț ultima ta cu un an. A? Cobor. Cobori. Încă, da, ai multe trepte, 4-6 de trepte. Două cobori, danga, langa, langa, danga. Așa, și pui mâna pe frigider, pe... Pe ce pui mâna în frigider? Pe magneții de la Flavia pe care nu mă, nu pe în interior, da. Ei, băi, să-ți explic. Așa a dormit, trebuie să iei niște... ce iei? Ouă. Ai ouă? Încă mai am. Ai în frigider. Și le faci în unt așa sau le faci în ulei? Zi, mă. Băi, în primul rând că nu sunt niciodată în weekend acasă, dar pot să zic ce mănânc într-o zi obișnuită. Dacă am antrenament greu seara, dimineața vreau să mănânc la 6:30. Dar nu ne interesează asta, mă, că nu e romantic. Uite ce muzică ți-a pus. Ți-a pus asta o lumină divină. Încep cu două shoturi de la rece, un shot de colagen, are amino mult, și un shot dintr-o băutură rusească pentru ligamente pe care nu pot să o pronunț, că e scris în rusă. Le dai pe păi stai, mă, colagenul se ține la rece? Da. Păi și acum am zis, după ce am băut 3 butoaie de-alea? Nu cred că mai contează. Dau două shoturi de-alea și mă apuc de treabă, înțelegi? Am descoperit la începutul anului oatmeal. Fii romantic când zici asta. Poți să zici colagen și romantic. Colagen. Un oatmeal te salvează de la orice. Oatmeal. Cu... Îl faci cu lapte de soia sau cu din ăsta de cocos, care are și un gust bun. Și nu mai lupți cu enzimele. De unde ai tu lapte de cocos, Dan? Am un cocotier în spate. Băi, ești nebun la cap. Și le asezonezi, cum ar zice Amalia, cu niște fructe. Dai drumul să meargă. Da. Total neinteresant. Am crezut că ne lovești cu ceva. Te-am mințit că nu sunt niciodată în weekend acasă. Oprește, Michi, piesa. Stinge, bă, lumina. Lasă-mă cu... Stie, stă, da. Nu stinge lumina, aprinde lumina. Aprinde lumina. Păi nu sunt obișnuit să mă asculti, iartă-mă. Mersi mult, ești un tip... Ia uite-mă ce percutant e ăsta. Semn că și dumneata te-ai trezit cu chef de... mers cu cortul. Bravo, bravo. E de două persoane sau de la cu terasă? A? Salut! E de trei persoane de la mic. Da, salut toți posesorii de pensiuni din România, pentru că eu chiar stau la toate pensiunile din România. Într-un weekend avem enduro, într-un weekend coastă, într-un weekend la antrenament. Așa, așa, așa. Le mulțumesc pentru numeroasele ouă pe care ni le-au servit. Eu nu sunt niciodată în weekend acasă, niciun weekend din an. Hai, Amalia, repede.